Facem în felul următor. 1. Niciodată apărarea din acest moment și până la finalizarea procedurilor judiciare nu va face niciun comentariu pe fond sau în legătură cu măsurile procedurale sau procesuale ce vor fi adoptate în cauză. O să vă rog să ne înțelegeți punctul de vedere și să vă rog să aflați toate aceste informații din partea celor ce vor dispune asemenea măsuri. 2. Niciodată apărarea nu va face speculații cu privire la întâmplările, împrejurările, situațiile de fapt ce vor rezulta din anchetă. Și 3. Toate apărările, toate cererile și toate solicitările le vom face exclusiv în fața procurorilor și instanței de judecată. Este o situație delicată și sunteți de acord cu mine că lucrurile așa stau și vreau echilibru și din partea procurorilor, sigur, și din partea organelor judiciare și eu și noi ca avocați vom începe prin linie de echilibru. De aceea vă rog să ne înțelegeți cu privire la rezervarea pe care o vom avea în exprimarea punctelor de vedere, să ne înțelegeți că situația este delicată și pentru noi și să înțelegeți că acest semn este mesajul de echilibru pe care doresc să-l transmit întregului palier judiciar, procurori, instanțe de judecată, în primul rând apărare. Și vă mulțumesc foarte mult. Sunt mai mulți avocați, după cum bine știți. Mulțumesc foarte mult. Dumneavoastră ați făcut o solicitare încă de ieri ca astăzi Elena Udrea să fie audiată? Solicitarea a fost făcută de vineri, iar a fost înregistrată la DNA și din acest punct de vedere, iarăși spun, apreciez echilibrul procurorilor anticorupție care au dat curs solicitării noastre fără a face orice fel de, să zicem, abuzuri nefondate. Ca urmare a solicitării dumneavoastră. Da, ni s-a încuvințat audierea, urmare a solicitării noastre. În dosarul mai. Eu vă mulțumesc foarte mult. De în acest moment să fie reținut astăzi. Nu voi face speculații. Va da declarații? L-am urmărit pe avocatul Alexandru Chiciu, fost procuror la DNA, chiar la DNA, care spunea că din acest moment declarațiile vor fi mult mai rezervate, nu se...